Bine ați revenit pe Unelte în Acțiune. Să știți că titlul nu este un clickbait. În acest moment, acest polizor unghiular de la Hikoki, de 230 de mm, este cel mai rentabil polizor unghiular în momentul de față, din acestea mari. Iată dovada. Și acum puteți observa, în acest moment, în momentul în care filmez acest polizor unghiular, costă numai 379 de lei, un polizor unghiular de 230 de mm, de 220 de W, și de firmă, Hikoki. Mai cunoașteți un alt model în acest moment care să-l bată pe ăsta la preț, dacă facem raportul calitate-preț. La asta mă refeream. Deci nu este un clickbait ce ați văzut în titlu. Avem pe masă polizorul unghiular Hikoki G23WS2. Sper că am zis bine, da? No, G23SW2. Le-am încurcat un pic, dar nu este niciun fel de problemă. Hai să trecem rapid peste partea de prezentare, să zicem așa, a pachetului cum vine. Așa cum observați, vine în această cutie de carton. Am pus-o și pe asta aici ca să o vedeți. Cutia de carton în care veți primi acest model de polizor unghiular, deci nu vă așteptați la cutii sau la cine știe ce. Bun, am dat un pic la o parte ca să eliberez masa, să vedem mult mai bine acest produs. Ce veți mai găsi în pachet? Bineînțeles, mânerul lateral. Acest mâner este simplu, nu este un mâner antivibrații, dar este un mâner care oferă un confort destul de bun, opritor, stânga-dreapta și ceva nervuri aici care o să vă asigure o aderență și o prindere foarte bună. Bineînțeles, apărătoarea de disc este o apărătoare pentru discuri maxime de 230 de mm. Nu știu cum să vă arăt, că aici undeva are câteva gradații. Hai să încerc așa. Undeva arată un grad la 125. Hai să vedem dacă reușesc eu cumva așa. În fine, s-ar putea să vedeți, s-ar putea să nu. Și unul la 180. Ce mai găsiți în set? Bineînțeles, cheia pentru strângerea, desfacerea, schimbarea discurilor, a accesorilor, și un imbus pe care îl folosim pentru a desface apărătoarea. Apărătoarea, observați că nu este una rapidă, deci nu avem o apărătoare cu repoziționare rapidă aici, și bineînțeles nici flanșe. Deci polizorul este destul de clasic din acest punct de vedere. Dar ce mi se pare interesant, că în prețul ăsta de 379 de lei o să mai găsiți un cadou, da? Un disc, bineînțeles, de 230 de mm de la Hikoki pentru, hai să-l arăt aici, pentru debitat beton. Un disc de calitate, cred eu și sper în același timp, are vreo 6 mm grosime, dacă nu mă înșel, un disc foarte, foarte bun. Îl puteți folosi pentru betoane, pentru a tăia piatră, pentru a tăia prefabricate și așa mai departe. Hai să-l dau aici un pic și îl vedem imediat. A, bineînțeles că vine și cu manual, bănuiesc că știți deja. Hai să aruncăm un ochi asupra aparatului și mergem să-i facem și câteva teste. V-am arătat mânerul lateral, v-am arătat și apărătoarea, v-am arătat și cum se prinde. Uite, îmi place foarte mult cum are acest buton aici pentru blocarea axului, ca să putem desface accesoriile, să le putem schimba. Este destul de mare și în momentul în care bagi mâna pe sub el pe aici ca să îl comuți, o să-l nimerești foarte, foarte bine. Da, a început ploaia, plouă foarte, foarte tare, au fost niște potoape zilele astea incredibile. Sper că lavaliera mea face față și că ne auzim în continuare, deși mansarda este foarte bine izolată. Tot se aude, plouă și se aude. Sper să nu ne deranjeze, eu din filmare nu mă opresc. Hai să vedem un pic mai departe. Bă, trebuie să recunoaștem un singur lucru. Este un aparat frumos. Este foarte frumos acest polizor unghiular. Nu că ar interesa pe foarte multă lume, pentru că nu îl luăm pentru frumusețe, îl luăm să tăiem, să ne facem treaba. Oricum, în maxim 2 săptămâni o să arate de nerecunoscut un astfel de produs prin șantiere și pe unde vă desfășurați voi activitatea, dar este un aparat frumos. Nu știu cine l-a conceput, cine l-a desenat, a fost un artist. Arată foarte bine din toate unghiurile. Un aparat care îmi place foarte mult și fiindcă tot sunt aici în zona capului, îmi place că este rotunjit cumva așa, pentru că am avut polizoare unghiulare din astea mari cu capetele aici un pic cam drepte și deși eu aș mai fi avut loc să mă duc cu discul mai jos, nu mă lăsa din cauza colțului de aici care era cumva așa. E, în schimb la ăsta, fiind un pic rotunjit, în momentul când tai pot să-l manipulez eu cumva, să profit cât mai mult din adâncimea discului atunci când am de tăiat câte ceva, de regulă beton sau ceva materiale din astea din beton, unde am nevoie să mă bag un pic mai adânc. Pe lângă faptul că este destul de reușit și arată foarte, foarte bine, e foarte bine lucrat, îmi place, este bine îmbinat, carcasele se îmbină foarte bine, finisajele sunt destul de bune. Mânerul ăsta de aici este unul dintre cele mai confortabile pe care eu le-am văzut la vreun model de polizor unghiular din astea mari.
observați și voi cât de bine este gândit așa pentru a fi acționat cu mâna, indiferent cu care mână. Este îmbrăcat în totalitate în silicon, aderă foarte, foarte bine și întrerupătorul, o să încerc să mă dau un pic așa ca să aveți un pic de contrast acolo. Este unul în două trepte, cum îmi place mie să îi spun, sau cu cioc. A trebuit acționat ăsta și apoi întrerupătorul. Nu aveți o blocare la acest întrerupător. De altfel, modelul ăsta este destul de simplu. Este simplu. Nu aveți protecție la restart, dar nici nu vă trebuie, pentru că, cum vă arătam puțin mai devreme, întrerupătorul nu se poate bloca, ca atare nu aveți nevoie de protecție la restart. Nu are pornire lină și asta s-ar putea să-i mulțumească pe unii care urăsc pornirea lină. Eu vreau pornire lină. Din punctul ăsta de vedere, nu este pentru mine modelul, dar sunt persoane care sunt deranjate de pornirea lină. Ca atare, acest model este pentru voi, nu are pornire lină. Nu am găsit nicăieri informații nici despre protecție la suprasarcină sau la recul, dar nu cred că are, altfel s-ar fi lăudat cu aceste detalii cei de la Hikoki Tools pe site-ul lor. Deci este un produs destul de simplu, gândit să-l bagi în priză, să-i pui discul, să-i dai drumul și să tai. Are o forță foarte mare, motorul de 2200 de W, din câte știam astea cu mâneri negru erau de 2000 de W, dar văd că modelul ăsta de 2200 de W. I-ai pui discul și l-ai băgat în treabă, nu prea stai cu gândul la nimic. Probabil că multe din funcțiile pe care le-am enumerat puțin mai devreme, poate nici nu aveți nevoie de ele pe la lucru, dar ca să știți ce cumpărați, adică să nu vă mirați de ce costă numai 379 de lei, dar de exemplu, GA9020 de la Makita este la fel ca ăsta, numai că este un pic mai scump în momentul de față, ceea ce pe ăsta îl face cel mai rentabil polizor din acest moment. V-am zis, are 6600 de rotații pe minut, nu știu, dar nu-i problemă dacă mai repet o dată. Puteți să schimbați foarte rapid perile de aici, aveți două capace, unul pe dreapta, unul pe stânga, se desfac foarte ușor și dacă ajungem să tocim perile colectoare, ne le putem comanda singur, nu avem nevoie să trimitem polizorul în 5 service, putem să facem operațiunea asta acasă noi. Nu știu ce lungime are cablul, nu l-am desfăcut încă, vedeți că este deja, este legat încă. Cred că are undeva la 3 metri acest cablu, habar nu am, sincer să vă spun, dar îmi place cămașa care izolează foarte bine conductorii acolo. Este o cămașă exact ca la modelele profesionale, moale, de bună calitate. Nu prea stați cu grija pe la locul de muncă atunci când o să vă cadă ceva pe el sau când, nu știu, poate îl trageți voi printr-un colț de ușă sau ceva. Nu stați cu grija că se taie, că se rupe, nu. E un cablu destul de bun, de bună calitate. Și dacă vă interesează, are 5,1 kg. Era să zic cu tot cu acumulator, am uitat că ăsta este doar pe fir. Un polizor simplu, un polizor puternic, 2200 W, diametru mare, 230 de mm. Ce mai vreți de la un polizor unghiular? Nu știu. Hai să mergem să facem câteva teste cu el, câteva tăieturi. O să încerc să polizez ceva dacă am în ce, dar măcar hai să debităm ceva cu el, să vedem cum se comportă și în teste.
Mai bine că s-a oprit și ploaia, nu mă mai auzeam nici eu pe mine. Sper că filmarea nu a fost compromisă de potopul care a fost. Ați văzut testele, aștept reacțiile voastre în secțiunea de comentarii. Nu știu ce pretenții aveți voi, dar să știți că în acest preț, acum lăsând gluma la o parte, în acest preț, pe care vi l-am arătat mai devreme, 379 de lei, eu nu cred că găsiți ceva mai bun. Adică aștept provocări din partea voastră să-mi arătați altceva în acești parametri, bineînțeles, raport calitate-preț la un polizor unghiular de marcă. Aștept provocarea voastră jos în secțiunea de comentarii. Dacă v-a plăcut, dacă vi s-a părut interesant acest material, aștept un like de la voi, aștept bineînțeles să vă abonați cei care nu ați făcut-o până acum, dacă vă plac materialele pe care le fac eu aici. Mulțumesc foarte mult pentru... apropo, vă las în descriere și un link către acest aparat, sper că veți mai apuca și voi unul dacă vă interesează. De regulă astea care sunt în ofertă atât de bună se vând ca pâinea caldă. Eu încerc să-l editez cât de repede, să-l pun și să profitați și voi de ofertă. Ne revedem, ne reauzim data viitoare, mulțumesc tare mult pentru vizionare și, ca de obicei, vă doresc mult chef de treabă și numai bine!